Te salut, și Țules, bine ai venit la un nou clip. Și deși au trecut câteva zile de la momentul lansării oficiale a acestui telefon, am lăsat să aștearnă întâi puțin așa praful, în așa fel încât să nu fac un clip cu reacții la cald și uh, să revin ulterior, după ce mă documentez mai mult, după ce aflu și eu mai multe informații despre acest produs, să vă spun care este părerea mea legată de Xiaomi Mi 11. Ultimul flagship al celor de la Xiaomi, un telefon foarte interesant pentru mine, trebuie să recunosc acest aspect, foarte interesant din foarte multe puncte de vedere. Asta în contextul în care eram foarte tentat, foarte ispitit, dacă vreți, să mă duc să-mi cumpăr un Xiaomi Mi 10T Pro 5G, un telefon cu specificații de tip flagship, la un preț absolut ridicol de mic, 2400 de lei. Atenție, la liber! 2400 de lei și primești uh, foarte multe lucruri interesante. O baterie foarte bună, un setup de camere foarte bun, uh, tehnologie 5G de asemenea, memorie internă foarte bună, memorie RAM de asemenea foarte bună, propriu zis tehnologie de, uh, hai să spunem, uh, cea mai înaltă gamă. Însă, vine Xiaomi și lansează noul flagship, și anume acest Xiaomi Mi 11, care mă pune pe gânduri și mai mult și mă face să stau acum un pic în expectativă, în sensul în care nu știu dacă să mai aștept să vedem ce va fi cu Mi 11 Pro sau să mă duc și pur și simplu să schimb telefonul pentru că deja 90 plusul meu are aproape un an și jumătate de când îl utilizez și simt nevoia să mai butonez și eu altceva, să mai schimb și eu altceva. Telefonul arată foarte interesant, mai puțin, hai să zicem, setup-ul ăsta de camere, care, bine, nu setup-ul în sine este problema, ci designul acestui setup, pentru simplu fapt că pentru mine, personal cel puțin, nu este o plăcere să văd chestia asta. Mi se pare foarte, foarte urâtă. Însă, dacă vorbim despre restul telefonului, despre construcție, despre fața telefonului, mă sincer să fiu un place cum arată îmi place ce au făcut cei de la Xiaomi, îmi place cum s-au jucat cu dimensiunile acestui telefon, chiar dacă telefonul vine încă cu display curbat, pentru mine nu reprezintă o problemă chiar atât de mare, precum se plâng alții. Mă deranjează într-o oarecare măsură prezența încă acestui decupaj absolut ordinar pentru camera selfie și sincer să fiu îmi place mai mult sistemul celor de la Asus, de exemplu, prezent pe telefoanele din seria Zenfone, în mod pe Zenfone 7 Pro cu sistemul ăla mecanizat care se ridică dacă vreți dar asta este, hai să zicem asta este marele sau cel mai mare disconfort sau neajuns la acest telefon în schimb însă, când vorbim despre specificații telefonul se prezintă foarte, foarte bine în primul rând display-ul de 6.81 inch vine cu o premieră pentru cei de la Xiaomi și anume un AMOLED rezoluție 2K. Mai mult decât atât, Rata de îmbrălări în prospătare de 120Hz, de ceea ce îl face foarte dezirabil. Memorie internă, 8 sau 12GB de RAM, de tip DDR5, memorie RAM, adică memorie internă propriu-zisă, UFS 3.1, baterie de 4600 mAh, am văzut că deja se plângeau o grămadă de oameni că, vai, e prea mică bateria, uitând că acest telefon vine cu ultimul tip de procesor a celor de la Qualcomm și anume Snapdragon 888, care este fabricat pe 5 nanometri, ceea ce îl face un procesor de asemenea foarte eficient din punct de vedere termic, termic, dar și din punct de vedere al consumului energetic. În fine, Alte lucruri care ne interesează, hai să zicem protecția ecranului, corning la glas Victus, care se reîntâlnește și pe Samsung Note 20 Ultra, Android 11 din cutie, cu MIUI 12.5, interfața celor de la Xiaomi, și setup-ul de camere, foarte interesant, un setup cu același senzor de 108 megapixeli, senzorul principal care folosește o tehnologie de tip quad bear, adică va combina 4 pixeli într-un super pixel, ceea ce înseamnă că pozele realizate în acest mod vor avea undeva la 27 de megapixeli, 26-27, un senzor ultra wide de 13 megapixeli și un senzor macro de 5 megapixeli. Din nou, reiterez, văd foarte mulți oameni că se plâng că vai, nu este camera telefoto, că de ce ne trebuie nouă macro? Nu vă trebuie o macro, dar de exemplu mie, pentru stilul meu de utilizare, pentru stilul meu de a face poze, lentila aia macro este o binecuvântare. Este prezentă și pe Xiaomi Mi 10T Pro 5G, este propriu exact același senzor, este preluat și de Xiaomi Mi 11 și pe mine unul personal nu mă interesează. Nu mă deranjează. Ce mă deranjează într-o care măsură este rezoluția. Decât 5 megapixeli. Mi-aș fi dorit măcar un, hai să zicem, 10 megapixeli acolo. 12 chiar. De ce nu? Dar, în fine, pentru ceea ce se presupune că trebuie să fac un senzor macro, este ok. Este acceptabil. De asemenea, un lucru foarte important care pe mine mă interesează: și senzorul prezent pe această cameră, senzorul principal, este un senzor fabricat de Samsung, este vorba despre senzorul HMX 3, dacă nu mă înșel. Senzor prezent, dacă nu mă înșel, pe un alt telefon al celor de la Xiaomi. Și nu știu, posibil să fie o greșeală, dar în orice caz pe Mi Ultra. Zice să că ar fi fost prezent senzorul respectiv, deși eu știu că pe Mi 10 Ultra senzorul era fabricat separat de către cei de la Omnivision, drept urmare un senzor mult mai bun decât ceea ce fabrică Samsung de regulă. În fine, ce mă interesează pe mine este dimensiunea acestui senzor, iar în cazul de față dimensiunea este de 1 pe 1,33 inch, ceea ce înseamnă că este un senzor foarte mare ca și dimensiune fizică ceea ce înseamnă că permite mult mai multă lumină să pătrundă în momentul în care faci fotografie pe timp, hai să spunem, cu condiții de iluminat slab, seara, noaptea și așa mai departe. Ca o idee sau ca o comparație, senzorul de pe Note 10 Plus, ceea ce folosesc eu acum, are o dimensiune de două ori mai mică, fizic. Este un senzor de 1 pe 2.5 inch. Drept urmare, având o astfel de mărime fizică acest senzor, pentru mine naște niște curiozități foarte mari referitor la modul în care se va comporta pe timp de noapte. Asta și în contextul în care cei de la Xiaomi au introdus pentru prima dată în premieră un video mod nocturn pe telefonul lor, iar din ceea ce am apucat să văd din testele realizate de cei care au avut deja acces la acest telefon, rezultatele sunt absolut spectaculoase. Absolut spectaculoase. De asemenea, înregistrarea 8K foarte, foarte bună, stabilizarea de imagine pe 4K absolut excelentă. Până acum, din tot ceea ce am reușit eu să văd, până m-am apucat de realizarea acestui clip, i a fost foarte convingător din punct de vedere al rezultatelor pe partea de cameră. De asemenea, baterie de 4600 mAh, care suportă încărcare rapidă la 55W, sau la 50W de, 50 de wireless, dar și reversibil la 10W. Deci, lucruri bune. Lucru care mă deranjează, din nou, dar sper, trăiesc cu speranța că poate pe Mi 11 Pro totuși se vor răzgândi, este lipsa slotului microSD. Telefonul este dual SIM, dar nu poți folosi, hai să spunem, tăvița respectivă pentru un card microSD. Lucru care pe mine mă cam deranjează pentru că eu am nevoie de acest lucru. Difuzoare stereo, dar de data aceasta cei de la Xiaomi s-au cuplat cu cei de la Harman Kardon, dită mai gigantul în industria audio, și uh, au venit și le-au tunat astura difuzoarele. Ceea ce înseamnă că s-ar putea să avem parte de niște calitate audio absolut excepțională. Bine, mai există parteneriate de genul ăsta și Samsung are, de exemplu, știți foarte bine cu HG, dar rămâne de văzut în momentul în care telefoanele vor ajunge în comerț. Un preț foarte interesant însă a fost anunțat la acest telefon și anume, cel puțin în momentul lansării și tot ceea ce am reușit eu să văd despre el, telefonul ăsta era anunțat la un preț de 500 de euro. Ceea ce, dacă ar fi real, ar fi absolut fabulos. Dar absolut fabulos. Să cumperi așa ceva, Și apropo, are 196 de grame, să cumperi așa ceva cu 500 de euro, ar fi extraordinar. Mă gândesc la chestia asta și la politica asta e extrem de agresivă din punct de vedere a prețului, tocmai datorită lui 1010T. Pro 5G care vine cu specificații de flagship și se vinde la 500 de euro. Deci dacă cei de la Xiaomi fac exact același lucru cu 1011. E bine, din punctul meu de vedere, telefonul ăsta va fi un super hit. Snapdragon 888, memorie RAM ddr 5, memorie internă de tipul FS3.1 5G. Android 11, un setup de camere absolut excelent din ceea ce am reușit să văd până acum, dar întotdeauna experiența în viața reală constituie adevărul pentru mine. prea puțin interesant designul setup de cameră și revin iarăși, doamne cât de urât, am spus, dacă va fi să cumpăr acest telefon, pentru că mă gândesc foarte serios că asta să fie telefonul meu viitor, îmi voi lua pe culoare, neagră. Pentru simplu fapt că nu este atât de evident, uitați-vă și voi, designul ăsta absolut hidos pentru mine, al setup-ului de cameră. Îl voi lua pe negru. Oricum îmi place culoarea neagră la telefoane, nu mă deranjează, drept mare ca să nu iasă în evidență, pentru că nu vreau să iasă în evidență niciodată, mă voi duce pe culoarea respectivă. Însă, repet, trebuie să vedem prețul la care se va vinde în realitate. Pentru că de obicei ceea ce vine în România vine întotdeauna la prețuri umflate în medie cu 150 de euro. Poate chiar și mai bine uneori. Asta în condiții în care peste o săptămână, o săptămână și jumătate, Samsung lansează seria S21. Însă, și fac afirmația asta cât se poate de realist și cât se poate de clar, Ăla este un telefon care pe mine nu mă interesează, personal. Nu mă interesează pentru simplu fapt că este un seria S. Și așa cum foarte bine știu din proprie experiență și pe pielea mea suferind de atâtea ori, pentru mine telefoanele din seria S sunt telefoane de tip beta, care vin cu o sumedenie de probleme, care vin cu o sumedenie de baguri, care nu sunt optimizate cum trebuie, și care, cel puțin în cazul consumatorilor de tipul meu, și anume consumatori agresivi, consumatori care exploatează la maxim potențialul produsului, e bine, sunt lucruri care nu mă fascinează și pe care îmi doresc să le mai încerc, mai ales că am avut suficient de multe experiențe nefaste cu telefoanele din serie S, cel puțin în ultimii patru ani. Deci ăla nu va fi un telefon care pe mine să mă intereseze. Însă, acest Xiaomi mi 11, în forma aceasta, este absolut extrem de atrăgător. Mai mult decât atât, cei de la XIAOMI, în momentul în care l-au lansat, au spus foarte clar că se va lansa și uh, Mi 11 Pro. Sunt curios cu ce va veni ăla. Sunt curios la ce preț va fi ăla vândut. Iar ca un aspect, din nou, negativ, pentru că nu pot să trec cu vederea nici peste chestia asta, pentru că, na când a venit Haplea și a implementat-o pe piață ca o ultimă inovație din partea lor, <gătări> au sărit cei de la Samsung să-i copieze și acum și cei de la Xiaomi. Telefonul nu vine cu încărcător în cutie. A venit Haplea și a zis, bă, noi nu vă mai dăm încărcător, hai mai de aici, cumpărați separat, pentru că noi suntem eco-friendly și vrem să salvăm planeta și de aia nu mai includem încărcătoare în cutiile telefonelor. Sanchi. Sanchi. Vrăjeală pentru fraieri. <laughs> aia de la Samsung au venit și au făcut exact același lucru, pentru că Seria S21 va veni fără încărcător în cutie. Pentru că și Samsung este eco-friendly și ei salvează planeta ca să vândă după aia separat, deși în cazul telefonelor Android este mult mai simplu, pentru că cu siguranță probabil deții un încărcător cu mufă usă de tip C prin casă. În cazul celor de la Apple este puțin mai complicat. Dar au venit și ăștia de la Xiaomi și au zis același lucru. Bă, stați bă, puțin că și nu suntem eco și nici noi nu mai dăm încărcător în cutie. Dar, dar, atenție, au spus așa, bă, nu mai băgăm în cutie încărcător. Dar dacă vreți să-l luați cu încărcător, vi-l dăm gratis. În momentul în care vă cumpărați, vă plasați comanda pentru telefon. Dacă cumva optezi pentru varianta fără încărcător, și vrei după aia ulterior să-ți cumperi separat încărcătorul, nu știu, din ce motive te-ai hotărât tu să nu ți cu încărcător, că tu ești eco-friendly. Vând încărcătorul cu 13 dolari. Da? Deci măcar au, să zicem, au spălat Putina pe jumate. Rămâne la opțiunea sau la latitudinea clienților dacă optează pentru telefon fără încărcător sau cu încărcător. Oricum, stupiditățile astea mie mi se par absolut, absolut ieșite din comun și că sfidează pur și simplu logica elementară a consumerismului. Din fericire însă, ăștia îți oferă în cutie restul accesoriilor, printre care și o husă de silicon, în așa fel încât să poți să protejezi telefonul proaspăt, achiziționat reperul principal pentru mine când vine vorba despre acest nou model al celor de Axia Xiaomi, și am spus într-un clip trecut când am vorbit despre scandalul Statele Unite versus Huawei versus DJI mai nou, am spus că sunt cu ochii pe Xiaomi și pe produsele lor foarte, foarte atent de cam un an de zile, poate și mai bine, în sensul în care îmi place ceea ce scot pe piață. Îmi place modul în care au evoluat ca și companie, îmi place modul în care au evoluat din punct de vedere al calității în primul rând, dar și din cauza faptului că sunt una dintre cele companii chinezești care împing inovația în față, care vin cu lucruri noi în fiecare an sau pe fiecare generație de telefoane pe care o scot pe piață pentru consumatori. Drept urmare, foarte probabil ăsta va fi viitorul meu telefon. Ăsta sau varianta pro să vedem. Nu se știe. încă când va fi anunțat ăla. Zice-se că undeva prin luna februarie va fi anunțat. Cert este că eu nu mă grăbesc în momentul de față să-mi schimb telefonul. Dar dacă e până acolo și mai arădare, răbdare, mă duc și cumpăr un Mi t Pro 5G și ia ca pot să stau cu la 2-3 luni și după aia să mă duc să cumpăr un Mi 11 Pro. Cert este însă că până în momentul de față eu am refuzat cu obstinație să mă duc să dau 6300 de lei pe un Note 20 Ultra în condițiile în care pentru mine ca posesor de Note 10 Plus nu am văzut niște upgrade-uri majore în contextul în care m-am dus să dau 6000 de lei pe un S20 Ultra asta în condițiile în care problemele pe care le avea cu partea de focalizare pe cameră erau absolut colosale și mai mult decât atât, avându-l pe mână și testându-l și jucându-mă cu el și am făcut clipurile pe canal la momentul respectiv m-am convins că nu reprezintă un upgrade față de Note 10 Plus. De urmare, nu m-am grăbit, nu am fost dornic să mă duc să cheltui bani, să investesc bani din nou într-un produs Samsung doar pentru niște chichițe mărunte și nesemnificative pentru mine și am așteptat să văd ce scot ceilalți producători Android. Iar în cazul de față, sincer să fiu, cel puțin dacă mă uit la producătorii chinezi, Xiaomi sunt cei mai interesanți. Huawei sunt din punctul meu de vedere, și îngropați, cel puțin pentru mine ca și consumator european, iar celelalte companii chinezești nu vin cu absolut nimic interesant din spate. Iar acest Mi 11, la ceea ce oferă, la ceea ce știe să facă, cum știe să facă, pare cel mai interesant produs în momentul de față. Mai interesant chiar și decât ceea ce va lansa Samsung. Sincer. Dar, repet, aspectul cheie în toată discuția asta despre Mi 11 este prețul. Dacă acest telefon se vinde sub 900 de euro, va fi un succes colosal. Dacă varianta Pro vine la un preț de maxim 1000 de euro, de asemenea, sunt foarte convins că va fi un telefon de succes. Asta în contextul în care cei de la OnePlus, de exemplu, au început să practice niște prețuri la nivel de Samsung aproape, lucru pe care piața nu l acceptă pentru simplu fapt că OnePlus totuși nu este Samsung. Să fim serioși. Cam atât de zis în clipul ăsta națiune. Am vrut să marchez momentul ca să folosesc expresia asta în sensul în care este un produs cu adevărat foarte, foarte, foarte interesant pentru mine și mă gândesc foarte serios să-l achiziționez. Dar aștept să vină oficial și în România, să apară la vânzare, să vedem prețurile și ulterior, uh, eventual, nu în foarte mult timp, să vedem varianta pro, ce oferă în plus față de ăsta normal. Pentru că trebuie să ofere ceva în plus fiind varianta pro. Punem punct aici, ne vedem data viitoare în alțiune. Asta a fost clipul cu părerea mea, impresiile mele despre proaspăt lansatul Flex și parcelor de la Xiaomi. Ne vedem data viitoare, ca întotdeauna, îți mulțumesc mult timpul acordat și îți urez toate cele bune. Numai